Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit. Sunt Victoria Petraru și vă prezint ora știrilor. Șeful adjunct al administrației președinției Federației Ruse, Dmitri Kozak, va veni mâine la Chișinău într-o vizită de lucru. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe de la noi. Potrivit notei informative, demnitarul se va întâlni cu reprezentanții puterii pentru a discuta temele prioritare ale agendei bilaterale moldoruse. Mai multe detalii despre agenda vizitei nu se cunosc deocamdată. Dmitri Kozak a fost numit în 2018 reprezentantul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Republica Moldova. Iar din februarie 2020 acesta a fost numit negociator șef pentru conflictul din estul Ucrainei într-un moment de relansare a procesului de pace. Cea mai recentă vizită a oficialului rus în țara noastră a avut loc în luna iunie 2019. Anterior, președintele Maia Sandu a spus că după instituirea noului guvern ar putea fi organizată o întâlnire cu președintele Federației Ruse Vladimir Putin, iar unul dintre subiectele de discuție ar fi retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Deputații Partidului Șor solicită repetat conducerii Parlamentului, în special Biroului Permanent al Legislativului, revizuirea reprezentării proporționale a fracțiunii în cadrul comisiilor și delegațiilor parlamentare. Aleșii susțin că drepturile lor au fost încălcate și asta deoarece, în pofida prevederilor imperative ale legii, formațiunea în care intră 6 deputați nu deține conducerea niciunei comisii parlamentare, iar în cadrul delegațiilor parlamentare internaționale, reprezentarea acestei este practic inexistentă. Potrivit unui comunicat al formațiunii, Partidul Șor are dreptul să conducă o comisie și o delegație parlamentară internațională, dar și să aibă câte un reprezentant cu drepturi depline în delegația adunării parlamentare a Consiliului Europei, în cadrul Comisiei Republica Moldova-UE, Euronest, OSCE și altele. Partidul Șor amintește că la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, formațiunea a obținut voturile a aproape 90.000 de oameni, fapt ce a permis ca partidul să aibă reprezentare parlamentară și fracțiune formată din 6 deputați cu drepturi prevăzute atât de legea supremă, cât și de regulamentul legislativului. În același timp, fracțiunea parlamentară atrage atenția că drepturile opoziției din legislativ nu sunt stipulate doar în legislația națională, ci și într-un șir de documente și standarde internaționale, care trebuie să fie respectate de către țara noastră. Comisia de la Veneția, de exemplu, stabilește reguli clare de colaborare a majorității parlamentare cu partidele de opoziție din legislativ. Normele Comisiei de la Veneția prevăd și responsabilitatea comună a majorității și opoziției față de societate, principiul solidarității politice, care ar trebui să depășească divizerile privind apartenența partinică și să acționeze responsabil în baza aceluiași angajament comun în interesul cetățenilor, care sunt sursa legitimă a puterii democratice, se mai arată în comunicatul Partidului Șor. Partidul Șor îndeamnă Biroul Permanent și majoritatea parlamentară să examineze în acest sens și sistemul de distribuire în Parlamentul European ca sursa egalității și democrației. De asemenea, fracțiunea Partidului Șor a atenționat că dacă aceste solicitări vor fi ignorate, vor contesta decizia la Curtea Constituțională, dar și pe cale internațională, notificând în acest sens toate structurile internaționale cu privire la gravele derapaje de la standardele democratice și încălcarea drepturilor opoziției. Contactat de TV6 pentru o reacție, președintele Parlamentului Igor Grosu nu ne-a răspuns la telefon. Nici deputații PAS, Mihai Popșoi și Olesea Stamate, care fac parte din Biroul Permanent, nu au dat curs apelurilor noastre. Îmi permiteți să vă... Neatenția i-a adus sfârșitul. O femeie de aproximativ 60 de ani a murit strivită de un automobil după ce a traversat strada neregulamentar. Tragedia s-a produs ieri seara pe strada Grenoble, în apropierea Spitalului Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenko. Automobilul ce era condus de un tânăr în vârstă de 19 ani a tamponat o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani care traversa strada neregulamentar în afara trecerii pentru pietoni. Totodată, la moment, polițiștii întreprind toate măsurile pentru a identifica femeia, aceasta neavând niciun act de identitate asupra sa.
Potrivit poliției, șoferul nu era în stare de ebrietate, iar pe acest caz a fost inițiat un proces penal. Conform datelor oferite de Inspectoratul Național de Securitate Publică, în prima jumătate a acestui an au avut loc 360 de accidente rutiere cu implicarea pietonilor. 32 de oameni au murit, iar alți 337 s-au ales cu diverse traumatisme. În 95 dintre cazuri, pietonii traversau strada neregulamentar. În consecință, 11 au decedat, iar 86 au primit diferite leziuni. Crimă îngrozitoare în capitală. Proprietarul unui apartament din cartierul Telecentru a fost omorât în bătaie de către chiriaș. Cearta ar fi pornit după ce suspectul în vârstă de 40 de ani și victima de 46 au consumat băuturi alcoolice. Făptașul și-a recunoscut vina și riscă detenție pe viață. Poliția a anunțat că apelul la 112 a parvenit chiar de la suspect care le-a spus oamenilor legii că într-un apartament de pe strada Vasilii Docuceaev se află cadavrul unui bărbat. Victima de 46 de ani avea semne de moarte violente în regiunea cutiei toracice și în regiunea capului. Totodată, forțele de ordine au stabilit că suspectul închiria o cameră din apartamentul bărbatului ucis, iar după comiterea crimei a părăsit imobilul. Reținut, suspectul a mărturisit că între el și victima a izbucnit un conflict, după ce împreună au consumat băuturi alcoolice, iar cearta s-a încheiat sângeros. El a bubit, lăg spate, prăsnulse, он оказался мертвым. Вину свою признаю. Bărbatul este cercetat penal pentru omor și riscă până la 20 de ani de pușcărie sau detenție pe viață. Ploile de zilele trecute au făcut necazuri mari localnicilor din satul Dezghingea, municipiul Comrat. 11 kilometri de drum au fost distruși. Drept urmare, oamenii de rând și nici agricultorii care dispun de tehnică performantă nu au acces spre terenuri. Și primarul este disperat și așteaptă ajutor din partea statului, întrucât ne aflăm în plin proces de recoltare a producției agricole. O comisie specială urmează să evalueze pagubele intemperiei. Apa râului Ialpug ieșit din matcă a provocat mai multe pagube în satul Dezghingea, municipiul Comrat. De ape a fost luat un cal, stăpânul căruia, dar și un alt bărbat aflat în căruță, abia au scăpat cu zile. Apa era tare mare. Ne-a luat pe sus cu tot cu cal. Am înghițit multă apă până m-au scos. Mai apoi a venit un tractor. Mi s-a dat un furtun cu care m-am legat la mijloc. Cât de mare era apa? Mai întâi era mare până la brâu, apoi s-a ridicat până la gât. V-a fost frică? Bineînțeles. Mai n-am început să plâng ca să fiu scos din apă. Proprietarul animalului ne-a povestit că în momentul nenorocirii nu a putut decât să privească neputincios cum puhoaiele îi duc singurul ajutor de la casă, iar acum nu știe cum să-și hrănească familia. Mergeam spre casă când a venit o apă mare și ne-a luat pe sus cu tot cu căruță. Calul nu s-a putut opri și s-a necat. Calul m-a ajutat să hrănesc întreaga familie. Apele au distrus și 11 kilometri de drum, iar primarul este îngrijorat deoarece nenorocirea s-a produs în plin sezon agricol. Sunt drumuri absolut impracticabile pe care nu pot trece nici ambulanțele, nici autospecialele pompierilor. S-au format gropi foarte mari din cauza cărora atât agenții economici cât și locatarii nu pot ajunge la terenurile lor. Edilul a depus o solicitare la Comisia pentru Situații Excepționale din Găgăuzia, dar până vor fi evaluate pagubele și va fi decisă suma acordată drept ajutor material, împreună cu localnicii s-a apucat să lichideze consecințele. De sâmbătă am început cu forțe proprii și tehnica pe care o avem în dotare să lichidăm stricăciunile provocate de puhoaie, pentru ca oamenii să poată ajunge la casele lor. Totodată, în urma ploilor, au fost afectate 13 gospodării țărănești din satul Bașcalia, raionul Basarabeasca. Din cauza excesului de apă, albia unui iaz din Găgăuzia s-a revărsat și a inundat câteva hectare de floarea soarelui, grâu și ors. Autoritățile spun că pagubile ar fi putut fi prevenite dacă în zonă era instalat un sistem antigrindină. A fost bătut câmpurile noastre din localitatea noastră.
a pătimit foarte mult, în sumă de 18 milioane de lei. Era bine și de folos ca să fie instalat rachetele, cum se numesc, antigrindine, ca să salveze totuși. Dacă erau instalate, azi nu era să fie asta pagubă. Grindina a afectat terenuri de floarea soarelui, porumb, hectare de viță de vie și livezi de prun. Situația este critică și în Comrat, unde oamenii spun că stau cu frica în sân de fiecare dată când se anunță ploi, mai ales după ce anul trecut aproape 50 de gospodării au fost inundate. Potrivit lor, consecințe sunt după fiecare repriză de precipitații, deoarece canalele de scurgere nu au fost curățate. Pentru mine, când au fost acum câteva zile ploi, a fost ceva de nedescris. Vă spun, stăteam pur și simplu cu hainele și actele. Aveam pielea de găină, frică, tunete, lovituri, ploaie. Stau și mă rog Domnului ca nimic să nu se rupă. Nici de colo să nu vină ploaie, nici de dincolo să nu vină ploaia. Stau pur și simplu cu copiii și cu actele și aștept. Scoatem. Apă iese, iată cum a fost apă iar din nou. Nu știu, m-am săturat. Și nici un ajutor, nici un ajutor nică. Ne-a dat câte 100 de mii și n-a face ce vreți. Ia ca suferim din cauza la damba și acolo, că nu a făcut-o cum scade. Nu a făcut-o cum scade și am iar din nou plină, că primarul spune că noi încă ne-am scaldat acolo ea. Voi vă scaldați acolo, dar eu mă scald aici, în șamur mă scald. Pentru a proteja locuințele oamenilor, autoritățile locale vor să instaleze un baraj din beton, care să reziste presiunii apei în timpul creșterii nivelului acesteia în lacul din localitate. Urmărim prognoza meteo și vedem că timp de 10 zile nu vor fi ploi. Și în aceste zile vrem să reușim să turnăm beton într-un loc special, pentru că atunci când va fi ploaie sau se vor revărsa alte două lacuri în raionul Cimișlia, ori trei lacuri, trebuie să fim pregătiți ca să înfruntăm toate acestea în acest lac și să nu permitem inundarea orașului nostru. Între timp, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență continuă să fortifice digul de protecție la lacul din apropierea orașului pentru a preveni revărsarea apei. Cei 25 de pompieri moldoveni care vor interveni la stingerea incendiilor din Grecia au ajuns în statul elen. După ce echipa de intervenție a Republicii Moldova a parcurs peste 1000 de kilometri, cele patru unități de tehnică au trecut frontiera în dimineața zilei de 10 august. Modulul de intervenție a fost întâmpinat de polițiștii locali. Aceștia îi vor escorta pe pompierii noștri până la destinație. Pentru a începe operațiunea de intervenție, pompierii noștri trebuie să ajungă în partea de sud a Greciei, unde incendiile înaintează cu repeziciune către suprafețele de pădure, mistuind totul în calea lor. Echipa de salvatori moldoveni mai are de parcurs aproape 600 de kilometri ca să ajungă la destinație, se anunță într-un comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Ulterior, pompierii vor intra sub conducerea echipelor elene, care vor stabili exact misiunile de intervenție, dar și locațiile necesare pentru operațiunile de stingere. IGSU mai spune că echipa din Republica Moldova are capacitate de lichidare a incendiilor de pădure, formare și deprinderi de lucru pentru intervenții la înălțime, aparate izolante protectoare, dar și compresoare mobile pentru activitate în condiții nocive. Mai mult, salvatorii noștri vor fi configurați să lucreze în două schimburi, cu activitate neîntreruptă. Amintim că cei 25 de pompieri și salvatori moldoveni au pornit luni spre Grecia ca să ajute la lichidarea incendiilor, alături de alți colegi din țări precum Franța, Suedia, Croația, Ucraina și România. Misiunea este una fără precedent pentru țara noastră. Recent, Republica Moldova a trimis 5 elicoptere în Turcia pentru a participa la stingerea flăcărilor din regiunea de sud a țării. Coșmarul continuă. În Grecia, o mare parte a țării se află din nou sub cod portocaliu de caniculă. Flăcările au reînviat în zona sitului arheologic al Jocurilor Olimpice din Antichitate. Cu toate eforturile de până acum, continuă să ardă și o arie muntoasă din regiunea Focida. Procurorii Curții Supreme din Atena au deschis o anchetă, deoarece cred că unele focare au fost provocate intenționat. Cu toate acestea, la Atena, sute de oameni au protestat față de modul în care guvernul a gestionat criza incendiilor.
Greci încep să numere pagubele după 2 săptămâni de incendii catastrofale. Pe fondul unui val de caniculă fără precedent în ultimii 30 de ani, peste 500 de focare au devorat păduri întregi, plantații de măslin și zeci de case. Ajutați de pompieri din Republica Moldova, România, Franța sau Croația, dar și de numeroși voluntari, salvatorii eleni fac tot posibilul să pună capăt focarelor active din nordul insulei, unde nici căldura, nici vântul nu bat în retragere. Premierul grec a cerut scuze public pentru modul în care autoritățile au gestionat situația. Potrivit oficialului, statul nu a fost la înălțimea așteptărilor, dar a promis ajutor celor care au avut de suferit. Guvernul a creat un fond special de 500 de milioane de euro, din care vor fi plătite compensații. Deși am făcut tot ce a fost omenește posibil, în multe cazuri nu a fost suficient, deoarece am dat o luptă inegală cu natura, a declarat oficialul elen pentru presa locală. Cu toate acestea, câteva sute de greci s-au adunat în fața Parlamentului din Atena să protesteze față de modul în care guvernul a gestionat criza incendiilor. Protestăm împotriva guvernului care a lăsat toată țara să ardă, pentru că pun profitul pe primul loc și apoi oamenii. Suntem foarte înfuriați deoarece autoritățile nu au pus în funcțiune brigada specială care să lupte cu incendiile forestiere. Pădurile trebuie stinse de pompieri special pregătiți, nu de cei obișnuiți. Grecia se confruntă de aproape 2 săptămâni cu un val de incendii violente, favorizate de secetă și de temperaturile caniculare, care au făcut 3 morți și zeci de răniți. Flăcările au distrus 370.000 de hectare de vegetație, sute de case și obiective turistice, iar lupta este departe de a fi încheiată. Dacă majoritatea focarelor au fost stabilizate, dezastrul din Evia, a doua cea mai mare insulă a țării, cuprinsă de incendii deja de 8 zile, rămâne îngrijorător. Imagini apocaliptice se văd clar din satelit. Partea nordică a insulei este maro, deoarece focul a pârjolit toată vegetația. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor. Eu sunt Victoria Petraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 17. Vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă!